Cred că în ziua de azi se recunoaște tot mai mult importanța părții mentale, să zic așa, și aici dacă vrei o împărțim în două, partea cognitivă și partea psihică. Partea cognitivă ce ține de mult de atenție, decizii, concentrare și dacă ne uităm la sport în ziua de azi, sport fiind, cum am zis, a schimbat ritmul e mult mai rapid și deciziile trebuie să fie mult mai rapide. Pe cealaltă parte, în sport, ca în viață în general, apar anumite situații și chiar și accidentările despre care vorbeam mai devreme și atunci cumva tu trebuie să ai o anumită reziliență, nu știu, să dai dovadă de anumită putere mentală, acel mental toughness despre care se vorbește în foarte multe literatură specialitate, unde poți cumva să mai concret să treci peste anumite obstacole care apar în viața ta profesională.